Bună dimineața tuturor! Cred că putem începe. Eu sunt Tatiana Puiu și sunt reprezentantă de țară Organizației Internaționale Freedom House și bine v-am găsit la acest eveniment online Transparența în procesul decizional, așteptări și realitate. Pentru început avem câteva remarci logistice. Evenimentul este organizat pe platforma Zoom, unde la moment sunt conectați cei care au confirmat participarea la eveniment. Vom facilita traducerea simultană în română și engleză, selectând butonul traducere. Suntem de asemenea urmăriți pe Privesc Eu, precum și pe rețele de socializare. Pentru întrebări și răspunsuri, vă rog să scrieți direct în chat sau să ne anunțați dacă doriți să interveniți. Procesul consultativ în Parlament va fi subiectul principal de discuții de astăzi, împreună cu paneliștii, reprezentanții autorităților naționale și experții societății civile din Republica Moldova. În mod special, vor fi dezbătute riscurile adoptării legilor într-un regim alert, lacunile procesului de consultări publice în Parlament, dar și soluțiile pentru creșterea transparenței procesului legislativ. Trebuie să precizez că ieri, de asemenea, a avut loc și evenimentul de lansare a raportului privind indicele accesului la informații, măsurarea transparenței instituțiilor publice ca Moldova. Acest raport cuprinde rezultatul unei analize comprehensive a gradului de transparență a instituțiilor publice în Republica Moldova, în rezultatul analizei calității cadrului normativ și a practicilor pe un șantion de peste 50 de instituții publice, s-a constatat că nivelul general al transparenței instituțiilor publice în Republica Moldova este destul de redus. Rezultatele obținute în raport sunt alarmante pentru că arată deficiențe și neajunsuri semnificative pe toate dimensiunile ecosistemului transparenței, mai cu seamă un nivel redus al transparenței autorităților publice în practică și o calitate doar un pic mai bună a cadrului legislativ. O să dăm link-ul la acest raport chiar aici în chat-ul platformei Zoom, iar cei care ne urmăresc privesc eu și pe rețelele de socializare, vă invit să accesați acest raport pe pagina oficială a Organizației Internaționale Freedom House. Încă o precizare foarte importantă, acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Cetățenii Vorbesc, promovarea reformei democratice în interesul cetățenilor de Republica Moldova, implementat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției cu suportul Freedom House Moldova. Acestea fiind spuse, o să ofer cuvântul președintei Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan, care va și modera sesiunea cu privire la procesul consultativ în Parlament, după prezentarea concluziilor CAPC de către experții Viorel Părvan și Natalia Roșcă. Galina, ai cuvântul. Ana, mulțumesc. Bineînțeles că subiectul de astăzi este important, de altfel acest subiect al transparenței procesului decizional, invariabil, indiferent de guvernare, a avut o pondere destul de mare în ori de câte ori, inclusiv reprezentanții societății civile, și expuneau opiniile privitor la diverse acte normative sau decizii administrative. Problemele rămân aceleași, indiferent de guvernarea. În tot cazul, lucrurile trebuie discutate și trebuie identificate soluții. Înainte de a trece la discuția propriu-zisă a subiectului legat de transparența procesului decizional în cadrul Parlamentului, ținând cont de faptul că printre privitorii noștri sunt și persoane care nu neapărat sunt cunoscute îndeaproape cu prevederile legii privind transparența procesului decizional, mi-am propus să fac o trecere în revistă a principalelor elemente din lege care interesează publicul și să răspund la întrebările cine, ce și cum.
Deci, în primul rând, legea privind transparența procesului decizional este aplicabilă, deci cad sub incidența acestei legi, toate autoritățile publice, centrale, locale, inclusiv sub incidența acestei legi cad și persoanele juridice de drept public și privat care gestionează și utilizează mijloacele financiare publice. Cât privește ce, care acte cad sub incidența legii privind transparența procesului decizional. Deci, 1. Actele normative și 2. Actele administrative care pot avea impact social, economic și de mediu. Și, în sfârșit, a treilea întrebare, cum? La această întrebare găsim răspunsul în etapele principale ale asigurării transparenței și acestea, potrivit legii, sunt patru. Prima etapă include informarea publicului referitor la inițierea elaborării deciziei. Această etapă constă în principal în publicarea unui anunț privind inițiativa de elaborare a deciziei. Anunțul urmează a fi publicat în termen de 15 zile lucrătoare după inițierea procesului de elaborare a deciziei. A doua etapă este punerea la dispoziție a părților interesate a proiectului de decizie și desfășurarea consultărilor. În această etapă, autoritatea urmează să asigure accesul la proiectele de decizii și la materialele aferente. Anunțul privind organizarea consultărilor publice și materialele aferente sunt făcute publice cu cel puțin 15 zile înainte de definitivarea proiectului de decizie. În sfârșit, a treia etapă, recepționarea și examinarea recomandărilor părților interesate. Deci această etapă presupune posibilitatea prezentării acestor recomandări și prezentarea recomandărilor poate fi făcută într-un termen de 10 zile, iar acest termen poate fi prelungit la solicitarea părților interesate. Recomandările pot fi prezentate atât în forma scrisă, cât și în forma verbală. În situația în care ele sunt prezentate în forma verbală, ele vor fi reflectate în proces verbal. Recomandările se examinează de către autoritatea responsabilă de elaborarea proiectului de decizie, care decide asupra acceptării sau respingerii fiecărei recomandări în parte, sistematizându-le într-o sinteză sub formă de tabel, care se afișează pe pagina web a autorității publice. Și, în sfârșit, ultima etapă, logic, care decurge din tot acest proces de consultare publică, este informarea publicului referitor la decizia adoptată. Eu nu în zadar am făcut această trecere revistă a tuturor etapelor, tocmai pentru a înțelege cât mai bine cât este de importantă respectarea nu doar formală a tuturor etapelor, dar respectarea efectivă a acestor etape. Înainte de a oferi cuvântul panelistului Viorel Părvan, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că puteți să adresați întrebări pe chat. Și doi, să readuc aminte că este asigurată traducerea. Domnul Părvan, aveți cuvântul. Bună dimineața tuturor! Eu voi încerca să fac share screen la o mică prezentare. Sper că se vede. Subiectul nostru de bază astăzi este transparența în procesul decizional. Noi îl vom examina și acest subiect separat și prin prisma unor proiecte de legi care au fost examinate și adoptate în Parlament recent. Eu voi prezenta situația cu proiectul care a modificat cadrul legal ce se referă la declararea averii și intereselor personale, legislația din acest domeniu, și anume concluziile care au fost incluse în opinia Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției și tot acest proces de consultări publice, cum a avut loc.
Proiectul respectiv de modificare, el a fost înregistrat în Parlament la 4 august anul curent. Peste 8 zile deja el este examinat în comisia de profil și ulterior la 13 august, peste 9 zile, este adoptat în prima lectură. Deja, dacă mergem după acele cerințe care au fost menționate și de Galina la început, vedem că s-a mers pe grabă și pe omiterea anumitor termeni prevăzute de lege. Comisia, într-adevăr, a organizat consultări publice, consultările publice la 19 august, după adoptarea acestui proiect de lege în prima lectură, consultări la care au participat mai mulți reprezentanți ai societății civile, părți interesante, autorități publice, ANI, și au venit cu anumite recomandări. Discuțiile au fost bune, dar au fost discuții mai mult conceptuale, generale. S-a agreat să venim cu anumite recomandări în scris, ceea ce am făcut. Marea majoritate a participanților, organizațiilor, chiar și autoritățile ANI au venit cu un șir de recomandări pentru a îmbunătăți proiectul. Au fost anumite angajamente, promisiuni de a avea o nouă rundă de discuții, dezbateri, consultări. Spre regret, acest lucru nu a mai avut loc. Comisia a definitivat acel proiect de lege. El, practic, a devenit un nou proiect de lege. Textul a fost modificat esențial. Și nefiind consultat, deja acest nou text, proiectul de lege, a fost examinat de comisie la 7 octombrie și tot în aceeași zi a fost și adoptat în lectura a doua. Aceasta este istoria proiectului de lege 169 de modificare a legii privind declararea averii și intereselor personale și legii ANI. Scopul modificărilor, de asta vrem să menționăm că scopul este unul nobil, unul care noi îl susținem și, într-adevăr, ceea ce și-a propus legiuitorul este necesar. Este necesar de îmbunătăți cadrul normativ, de a veni cu soluții la problemele care există, probleme majore, grave, ce se referă la tot acest proces de declarare, verificare, control averii subiectelor declarării, de a garanta independența și funcționalitatea ANI-ului, a inspectorilor de integritate. Însă, în opinia noastră, dar și în opiniile altor reprezentanțe, inclusiv autorităților publice, au apărut anumite întrebări firești. Întrebări firești, deoarece textul este unul important, textul de modificare este unul cu multe prevederi, norme, concepte novatorii pentru noi, pentru țara noastră, cel puțin pentru tot ce s-a aplicat până în prezent. Respectiv, au apărut anumite întrebări dacă aceste norme vor soluționa problemele din sistem, dacă aceste norme nu cumva vor crea mai mari dificultăți la implementare, nu toate, dar o parte din ele, anumite incertitudini juridice, dacă aceste norme vor ajuta ANI să-și realizeze funcțiile sau vor aduce la blocaj în activitatea lor. Dacă aceste norme vor pune pe umerii subiectului de părere anumite obligații greu de realizat sau chiar vor putea duce la anumite încălcări a drepturilor și libertăților unor persoane terțe. Toate aceste întrebări firești ar fi trebuit să fie discutate, ar fi trebuit să fie date răspunsuri și găsite soluții nemijlocit în acest proces de consultări publice despre care astăzi vorbim și vom vorbi în continuare. Din recomandările noastre, 15 la număr, noi am verificat, 4 din ele au fost acceptate, parțial una, 10 nu au fost acceptate și cred că acele 10 constituie și acele mari
neclarități, întrebări care, la care încă nu s-a găsit răspuns. Dacă mergem pe propunerile acceptate, au fost și propuneri acceptate, propuneri precum excluderea celor sesizări anonime, incluse în proiectul inițial, dreptul persoanelor de a sesiza în mod anonim, ceea ce contravine hotărârilor curții constituționale. A fost acceptată propunerea de a exclude acea normă prin care se acorda posibilitatea de a suspenda din funcție persoanele în privința căreia s-a constatat sau încălcarea regimului juridic al averii, declarării averii și intereselor personale, deoarece acel fapt ar fi putut în final tergiversa între procesul și nu știu dacă se va era să fie ajuns la la o finalitate. A fost acceptată și propunerea de a păstra condiția aceea de verificare a candidaților la funcție de președinte și vicepreședinte a ANI, conform legii din 2008, fiind exclusă doar prevederea ce se referă la testarea cu poligraf. Și la fel a fost acceptată și propunerea ce se referă la formulările foarte vagi, care pot duce la interpretări și la anumite abuzuri, așa numitele formulări precum demiterea conducerii în cazul unui management defectuos. Trebuie să avem prevederi foarte clare a cazurilor în care poate fi revocat din funcție președinte, vicepreședinte al ANI. Dacă vom trece în revistă acele prevederi care nu au fost acceptate, de fapt, constituie acele probleme identificate de către cei care au participat la aceste consultări. Vom începe cu acea prevedere care se referă la impunerea unor obligații pentru anumite persoane terțe care nu sunt subiecte declarării, care nu fac parte din categoria subiectelor care sunt verificați și controlați de către ANI. Ori proiectul stabilește și deja noile modificări prevăd că aceste competențe ale ANI se răsfrâng nu doar asupra celor care au obligația de a declara bunurile averile, dar și asupra unor persoane terți, membrii familiilor, persoane care au făcut donații sau alte persoane terți. Scopul acestor norme în sinea lor este de înțeles, este de a exclude acele cazuri care au loc tot mai des, de a eluda, de a rămâne în afara sancțiunii și controlului în cazurile în care averile sunt înregistrate pe alte persoane. Însă, maniera în care a fost inclus în textul legii, din start ne pune în gardă și cel mai important este dacă nu cumva există riscul de a fi anumite abuzuri în acest sens, nefiind clar stipulat cum are loc acest proces de verificare și control în privința unor persoane terțe. La fel, modificările noi au prevăzut ca un instrument nou de a verifica, de a evalua bunurile persoanelor. În primul rând, este indicat posibilitatea de a evalua de către însuși inspectorii de integritate, dar și la solicitarea acestor de către altcineva. Nu este indicat cine este cel altcineva. Este indicat într-o formă foarte vagă că inspectorul poate evalua aceste bunuri, nefiind expres stabilite cazurile exact, când poate, când nu poate. Orice formulă de genul poate naște anumite riscuri de interpretări sau de aplicare discreționară, după bunul plac al inspectorului. La fel, este menționat acea mențiune precum că inspectorul singur va efectua această evaluare.
Este greu de imaginat că un inspector are tot arsenalul de cunoștințe în toate domeniile cadastrale, bunuri imobile, tehnice, funciar și așa mai departe, de a putea face o astfel de evaluare. Respectiv, nu știm cum va putea fi implementat în practică astfel de norme de către inspector și dacă va fi aplicat în practică, cât de corect va fi aplicat în practică. La fel, modificările efectuate nu au prevăzut surse financiare. Au prevăzut doar posibilitatea, dreptul de a efectua aceste evaluări de către alții, de către alte persoane, probabil anumiți evaluatori certificați, însă nu s-au prevăzut sursele financiare necesare pentru aceasta. Ori o lege pentru a activa trebuie neapărat să fie asigurat cu acele resurse din buget. Sunt norme în lege deja adoptată care la fel ne induc anumite dubii și neclarități. Se referă la faptul de a acorda dreptul inspectorului de integritate de a aplica măsuri de asigurare în privința averii nejustificate. Ori, în prezent, acest mecanism de aplicare a măsurilor de asigurare este doar în cadrul unui proces aplicat de către instanța de judecată aceste măsuri sau de către executorul judecătoresc cu anumite proceduri, eliberarea anumitor acte, drept de contestare și așa mai departe. În speță, în legea 132 din 2016 este menționat doar acest drept că poate aplica măsuri de asigurare, nefiind descris detaliat cum are loc acest proces, ce fel de măsuri și așa mai departe. Un moment constatat de către noi și nu doar de noi a fost acea omisiune în lege de a acorda posibilitatea de contestare a procesului verbal de refuz al inițierii controlului. O persoană poate contesta într-un final actul de contestare în cazul în care se inițiază un control, însă în cazul în care inspectorul de integritate refuză inițierea unui control, nu este prevăzut un mecanism de a contesta acest refuz și de a ajunge poate la revizuirea acelei decizii sau proces verbal de refuz inițiere. Și un ultim aspect, dar poate cel mai important, care a suscitat mai multe probleme, mai multe neclarități, se referă la declararea valorii reale de piața bunurilor. La fel, noi suntem de părere că, da, aceste momente ar trebui să fie clarificate. Situația nu mai poate fi continuată în maniera în care este până în prezent. Însă acest fapt nu trebuie să fie făcut de o asemenea manieră încât să nu putem să aplicăm normele în practică. Ori atât societatea civilă cât și nemijlocitaniul are rezerve și nu cunoaște cum va fi aplicat în realitate acest instrument de declarare valorii reale a bunurilor. Ce se va întâmpla în situația când vor fi acele decalaje mari între valoarea declarată și valoarea reală? Ce sancțiuni vor fi? Care va fi implicarea altor organe, ca serviciu fiscal de stat, organ de urmărire penală, alte? Sunt foarte multe întrebări la care legea nu ne oferă răspuns. Și acel răspuns trebuia să fie oferit în cadrul unor consultări publice cu toate părțile interesate. Fiindcă subiectul nostru de azi se referă la transparență. Transparența este ceva mai complex. Transparența în sine nu reprezintă doar publicarea un proiect de lege pe pagina web a Parlamentului și uneori poate și anumite discuții. Transparența presupune dialog, comunicare, implicare, identificarea problemelor, găsirea soluțiilor, ca în final noi să avem o lege bună, ca să fie aplicată, cei care o aplică să cunoască cum să o aplice
cei la care se referă legea să cunoască exact ce obligațiuni au și ce comportament trebuie să aibă ca să aplice normele din lege. Eu am încercat să fac un mic exercițiu, să analizez proiectele de legi intrate în Parlament, înregistrate în Parlament de la 1 septembrie până la 30 noiembrie, și de a vedea cel puțin maniera în care au fost acestea aprobate și adoptate în final, dacă există grabă și dacă sunt anumite încălcări a cerințelor de transparență. Ceea ce am identificat este că din cele 106 proiecte care în aceste 3 luni de zile înregistrate în Parlament, avem cel mai mult vin de la deputați, 70 de inițiative, avem de la guvern 23 și avem de la președinte 13. Până la moment, 63 nu au fost examinate, au fost aprobate în prima lectură 43, iar 37 au fost aprobate în lectura a doua. În lectura întâi, din cele 43 de proiecte de legi, 74% au fost aprobate într-un termen de la 1 la 15 zile. Din acestea, 44% au fost aprobate în mai puțin de 7 zile, mai puțin de o săptămână de la înregistrare. Acestea deja au fost aprobate în prima lectură. Și mare parte sau o treime din acestea le-au reprezentat inițiativele deputaților. Trebuie să vedem aici, într-adevăr, dacă este oare necesară o astfel de grabă și mai ales a inițiativelor deputaților să fie examinate într-o astfel de manieră cu anumite derapaje de la cerințele de transparență. Respectiv, 7% au fost proiecte care s-au aprobat în prima lectură în 15-30 de zile și 19% au fost cele care au fost aprobate într-un termen mai mare de 30 de zile de la înregistrare. Dacă vorbim de aprobarea lor în lectura a doua, 37 cele proiecte de legi, în termen de 1-15 zile de la înregistrarea proiectului, 32% din inițiative au fost deja aprobate și în lectura a doua. Și o pătrime din acestea le revine deputaților. Acestea sunt doar niște cifre care cel puțin ne vor ajuta să înțelegem fenomenul, ne vor ajuta să înțelegem ce se întâmplă de fapt și dacă au loc anumite divieri de la cerințele de transparență și totodată vor porni probabil și punct de discuții la următoarea sesiune care vom avea după ce colega Natalia Roșca va prezenta partea ei de la sesiunea curentă. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare exhaustivă privitor la experiența organizației noastre de punere în aplicare efectivă a legii privind transparența decizională și în special pentru acest calcul a statisticii, care de altfel a fost realizată în baza informațiilor de pe site-ul Parlamentului, iar privitor la impactul acestor statistici, noi vom discuta în sesiunea viitoare. Dar până atunci aș vrea să ofer cuvântul doamnei Natalia Roșca, care ne va vorbi despre o altă experiență de punere în aplicare efectivă a legii privind transparența decizională. Este vorba despre elaborarea opiniei CPC privitor la un alt proiect de lege de interes public sporit. Și o invit pe Natalia să facă prezentarea respectivă. Bună ziua tuturor! Sunt Natalia Roșca. Opinia CPC-ului care a fost, o stric direct la subiect și o să concretizez doar că opinia CPC-ului s-a referit la două proiecte, două inițiative, 180 și 181 din 2021. Și o să încerc să fac share la ecran, ca să vedeți prezentarea.
Așa, F5. Așa. Eu nu știu dacă este cazul să prezint opinia aceea PC-ului, pentru că ea a fost transmisă Parlamentului, autorilor, și ea a fost studiată, bănuiesc, atunci când a fost prezentată, mai ales că subiectul nostru astăzi nu este neapărat conținutul în cauză al acestor acte normative, dar mai mult procesul de adoptare a lor. În pofida acestui fapt, eu să... La început, pe scurt, o să prezint opinia CAPC-ului și după asta o să trec parte de proces de transparență decizională care a fost și cum a fost el implementat în procesul de elaborare a acestor acte normative. În general, obiecțiile... Obiecțiile CAPC-ului au fost de două tipuri. Au fost obiecții tehnică legislativă și proces, tehnică și proces legislativ și obiecții conceptuale. Noi am făcut obiecții de tehnică legislativă pentru că proiectele în cauză, pe lângă faptul că au avut și au reglementat pe alocuri obiecte comune, de exemplu, constituirea Consiliului Superior al Procurorilor, ele au avut și norme care au venit cu norme care deja se regăseau în legea în vigoare. Respectiv, era necesar ca proiectele în cauză să fie îmbunătățite și să fie adaptate atât din perspectiva tehnicii legislative, cât și conceptual la legea care este, astfel încât amendamentele propuse să vină să se plieze foarte bine pe legea în vigoare și să încadreze foarte bine ca să nu ajungem în situația clasică. În acest sens a fost, de exemplu, temeiul demitere a procurorului general prin sancțiune disciplinară. Ori până la modificările în cauză, legea privire la procuratură deja conținea un astfel de temei pentru demiterea procurorului general. Și astăzi suntem în situația în care legea, în articolul respectiv, conține două norme care se referă, de fapt, la același subiect. Obiecțiile de tehnică legislativă, în principiu, au vizat câteva aspecte, dublări de norme, operare cu terminologii diferite. Aici avem în vedere, în mod special, calificativele care au fost date pentru evaluarea procurorului general și reglementări răzlețe privind același obiect de reglementare, acolo unde ne referim la articolul cu constituirea Consiliului Superior al Procurorilor, fiind încadrate niște norme suplimentare între aliniatul 3 și aliniatul 4, probabil din perspectiva tehnicii legislative ulterior, pentru înțelegerea normei și pentru aplicarea foarte clară și lipsită de echivoc a normelor în cauză, era bine ca ele să fie adaptate cumva și concentrate ca și conținut. Obiecțiile de conceptuale au fost cele mai importante și cele mai grave, de fapt. Ele, dacă să venim să le prezint concis, în opinia autorului care le-a formulat, se consideră că prin anumite prevederi a avut loc denaturarea conceptului Consiliului Superior al Procurorilor ca organ de autoadministrare al Procuraturii, a avut loc politizarea instituției atât la nivel de instituțional cât și ca procese care au loc în cadrul instituției, Procuraturii ca instituție mare, a avut loc favorizarea unui anumit subiect politic până la urmă la anumite etape în ceea ce vizează procurorul general, a avut loc instituirea arbitrariului în activitatea de evaluare și sancționare a procurorului general. Eu cred că arbitrariul este cea mai gravă eroare și care poate să fie făcută la reglementare, pentru că ea vine să încalce principiul previzibilității normelor juridice, securității raporturilor juridice, niște norme fără de care, niște principii fără de care un stat de drept nu poate să existe. Ori noi nu putem sancționa și mai mult ca atât normele respective, instituirea arbitrariului vine în contrasens cu toate standardele comunitare la care noi încercăm să ne racordăm. Este foarte bine și trebuie să fie reglementat. Soluțiile normative trebuie să fie de multiplă aplicare, foarte clar când ele se aplică și pentru ce situații, dacă facem o evaluare, pentru ce criterii se face evaluarea respectivă. Și
Ca o concluzie finală a acestor normative, se consideră că instituirea soluțiilor normative a avut loc din cauza situației excepționale. Nu s-a negat situația excepțională care există astăzi în procuratură, dar concretizăm că nu asta este subiectul nostru de astăzi, și s-a dorit și trebuia să existe niște soluții normative în acest sens, dar ele trebuiau să fie conforme rigorilor de reglementare. Pentru că nu există nimic mai periculos decât norme care vin să, decât norme conjuncturale. Asta înseamnă și un exemplu pentru viitoarea componență a legiuitorului nostru și chiar viitoarele generații, pentru că nu pot să vie. Asta înseamnă că ei au putut, pot și eu. Și asta este probabil cel mai grav, în detrimentul rigorilor de reglementare. Aspectele de procedură legislativă versus transparență decizională, asta este deja subiectul nostru de astăzi. Pagina Parlamentului este... Eu am operat cu date de pagina Parlamentului, fără să le transpun în scheme. Înșiruirea lor, în principiu, este destul de reprezentativă și se poate de văzut și de înțeles niște lucruri, că noi nu prea avem aici respectate etapele transparenței decizionale, așa cum sunt ele reglementate de legea în cauză. Când spunem nu prea, ne ducem la aproape deloc, din păcate. Noi am avut niște consultări publice pe 18 august între toate aceste etape. Ele nici măcar nu sunt reflectate pe pagina Parlamentului. Ceea ce eu am observat, cel puțin în parte de acestor două legi, nu există un tabel divergență a propunerilor și nici măcar nu sunt prezentate propunerile care au venit din partea societății civile la aceste proiecte de legi. Avizul, dacă deschidem documentele care au fost oficiale, care sunt plasate pe pagina Parlamentului, opiniile comisiilor și ale autorităților, vedem că avizul guvernului, de fapt, este după adoptarea în primă lectură a proiectelor în cauză, avizul CNA-ului, raportul de expertiză anticorupție este după avizul guvernului și la fel după adoptarea proiectelor în primă lectură, ori noi știm că adoptarea în primă lectură a proiectelor în cauză sau altfel, amendamentele care trebuie să vină după adoptarea în primă lectură trebuie să fie neesențiale, neconceptuale, să nu schimbe esența și logica proiectului în ansamblu. Anume pentru ca să nu se întâmple asta, trebuie să fie respectată transparența în procesul decizional la primele etape, anunțul despre inițierea proiectului și să se lucreze foarte mult la etapa de consultări publice și avize. Acestea sunt niște concluzii care le prezint în raport la subiectul transparență decizională și opinia noastră vis-a-vis de aceste două proiecte. Cum am spus despre aviz și raportul CNA-ului, opiniile societății civile nu sunt reflectate niciunde, noi nu știm cine a prezentat opinii, cine nu a prezentat opinii, noi știm că noi am prezentat opinii și nu știm care este soarta lor și de ce nu au fost examinate. Chiar examinate, pentru că am putea să avem și un dubiu de privind faptul neexaminării acestora. Având experiența lucrului în proces de elaborare a actelor normative, dar și având în vedere cadrul nostru normativ, nicăieri nu este menționat că autorul unui proiect de act normativ este obligat la accepta sau a nu accepta o opinie recepționată. Dar peste tot trebuie să se menționează că această opinie trebuie să fie reflectată și trebuie să fie reflectată și opinia autorului la această propunere, obiecție care este. Care a fost raționamentul neacceptării ei? Până la urmă noi vorbim despre acte normative, noi nu vorbim despre procese comerciale care sunt acoperite de secretul comercial sau de alte secrete. Noi vorbim despre un proces care trebuie să fie absolut transparent, cu excepția actelor care sunt acoperite de secret de stat. Și dacă ne referim la proiectele, la aceste două proiecte de lege, aceste două proiecte nu au fost prezentate Comisiei de la Veneția și nici Consiliul European al Consiliului Judecătorilor Europeni sau Consiliul Europei cel puțin. Noi ca țară am în vedere, atunci când s-a elaborat și s-a adoptat
Legea cu privire la procuratură, ea a fost una dintre condiționalitățile care a fost pusă în fața Republicii Moldova, a fost să primească girul Comisiei de la Veneția. Proiectul a fost transmis și avizat de Comisia de la Veneția în două rânduri. Respectiv, când noi venim și facem niște modificări conceptuale care întorc, de fapt, procesele nu la ceea ce a fost înainte de legea numărul 3, dar politizează sistemul ăsta într-un proces mult mai mare decât a fost legea veche, probabil era necesar, inclusiv în contextul acordului de asociere și a responsabilităților și obligațiilor internaționale pe care noi le-am asumat, să cerem opinia Comisiei de la Veneția. Asta este opinia noastră. Cam asta despre transparență. Cel mai grav este în procesul respectiv, consider până la urmă faptul că nicăieri nu se regăsește și nu sunt expuse opiniile și, de fapt, este sau seamănă a fi a desconsiderare a tot ce înseamnă opinie venită din exterior sau opinie a societății civile la aceste proiecte de legi. Ceea ce este trist. Cam asta. Vă mulțumesc mult pentru prezentare. Eu vreau doar să reiterez o idee, că transparența în procesul decizional este unul din instrumentele cheie pentru creșterea responsabilității, performanței și încrederii cetățenilor în sectorul public. Eu înțeleg inclusiv politicienii, parlamentarii, probabil acum procesele politice sunt atât de intense încât uneori chiar este deranjant când reprezentanții ONG-urilor sau pur și simplu experți deranjează cu propriile opinii sau eventual critica. Până la urmă, scopul transparenței decizionale este de a îmbunătăți calitatea actelor normative. Și noi avem nevoie de această îmbunătățire a actelor normative. Faptul că la noi atât de mult se modifică legislația. Apare o lege, este adoptată o lege, după care la scurt timp vin modificările. Și cel mai important este că deputații nici măcar nu percep că faptul de a introduce modificări este un indiciu a lucrului prost făcut de ei. Deci nu este un indiciu a faptului că ei lucrează mult, este un indiciu a lucrului prost făcut. Și tocmai această schimbare permanentă a regulilor de joc, care este cumva vine dintr-un legislativ în altul, permanent se perindează, asta de fapt alungă cetățenii din Moldova. Poate uneori cetățenii nu au nevoie de ajutorul ăsta statul, dar ei au nevoie de o stabilitate, cel puțin legislativă, pe care cei din Parlament ar putea să o asigure. Dar iată, inclusiv și efectiv nerespectarea și nepunerea în aplicare efectivă a legii privind transparența decizională s-ar părea că este ceva simplu, dar întrucât ea nu este pusă în aplicare efectivă, afectează de o manieră proastă calitatea procesului legislativ și inclusiv și calitatea legilor. Dacă să luăm, deci, ca și conducătura unei instituții, cum este Autoritatea Națională de Integritate, să știți, din 2018 am fost receptivă la toate criticile și recomandările societății civile. Și am luat în calcul toate remarcele și obiecțiile care le-au avut vis-a-vis de autoritate. Lecțiile învățate din 2018 până în prezent, să știți că am încercat să fim cât mai transparenți. Și dacă veți observa pe pagina oficială a autorității, chiar dacă este și un ordin cu privire la transparența decizională și cele peste 11 documente ce au fost publicate, nu tot toate cazurile au venit recomandările sau propunerile necesare pentru a ajusta cadrul legislativ. Sper foarte mult ca la moment ce avem noi regulamentul cu privire la completarea declarațiilor și de avere și interese personale să avem foarte multe propuneri din partea societății civile cât și din partea altor autorități și părți interesate.
Dar anul acesta, atunci când a intervenit modificări legislative cu privire la ANI, modificări pe care autoritatea și-a dorit din 2019, atunci când a identificat necesități ce ar ajusta și ar contribui la buna funcționare și la rezultatele mult mai rapide din partea inspectorului de integritate, am dat curs imediat chiar și acele invitații publice pe care a făcut fracțiunea PAS, chiar dacă am fost criticată și de către colegii mei de pe interior, am considerat să învățăm lecția pe care am avut-o atunci în 2018 cu modificările legislative cu privire la ANI, unii când s-a introdus acel certificat de integritate, unii n-am fost atât de bine vocali expuși. Totuși, în aceste 3-4 luni de zile, cum a prezentat și domnul Pârvan acest istoric, autoritatea a venit cu propuneri masive, a participat și la consultările publice. Am avut și promisiunea că, bineînțeles, vom fi invitați ca să fie explicate mai multe aspecte necesare ca ulterior să putem aplica și explica inspectorul de integritate în procesul de lucru cum vor fi implementate. Am să fac o remarcă, domnul Pârvan, la istoric s-a adăugat încă o casetă suplimentară, și anume că legea a fost publicată în 28 octombrie 2021, deci practic la o lună după ce a fost votată în lectura a doua. Acum consider, ca să criticăm foarte mult, nu mai este necesar. Da, eu m-am expus și anterior și la o altă întrunire și cât și către partenerii de dezvoltare în acele scrisori și informații pe care le-am dat. Este necesar atunci când se modifică o cadru legislativ să fie invitată instituția, autoritatea care va aplica această lege. Pentru că ulterior vor apărea întrebarea cine se va face răspunzător vis-a-vis de acele nereușite pe care nu pot fi aplicate în rezultat. Da? Acele riscuri pe care domnul Pârvan a prezentat. Se îngreunează procesul de lucru? Da, se îngreunează. Se birocratizează anumite procese în procesul de lucru a inspectorilor? Da, apar anumite disconcordanțe. Ceea ce am vrut noi ca autoritate să fim auziți, ok, n-a fost acele recomandări, propuneri prezentate de către societatea civilă, către documentul tehnic din partea partenerilor de dezvoltare, cum ar fi Consiliul Europei, Banca Mondială, care au venit cu două propuneri importante și eficiente, care nu ar destabiliza și nu ar opri anumite procese de lucru. Totuși nu a fost luată în calcul. Ceea ce ne-am dorit noi a fost la dispoziții finale și tranzitorii să se facă anumite remarci. Ce se fac cu acele dosare care s-au inițiat și sunt în procedura de control, care va fi finalitatea și după care va fi mersul lor cu aplicabilitate. La fel, trebuie să nu uităm aspectul că avem o blanchetă de depunere a declarațiilor și interese personale în format electronic. Deci acest proces nu este că imediat am scos o hârtie, am imprimat-o și imediat avem blancheta finisată. Este necesar la fel să identificăm căi de sarcini, să facem achiziții publice, să identificăm cine va fi dezvoltatorul, chiar dacă avem cadrul legal și hotărârea de guvern care ne zice cine este dezvoltatorul, totuși la moment avem refuzul Serviciului de Tehnologie Informațională și Securitate Cibernetică și iarăși ne ia timp. Publicarea, deci odată cu publicarea legii, ea devine aplicabilă imediat. Și atunci autoritatea este obligată să vină în primul rând cu instruirea și informarea subiectului declarare cum va avea procesul de declarare a averilor și interese personale, cum se vor declara acele bunuri și venituri virtuale, care va fi procedura de control a dosarelor pe avere, mai ales când vor veni și terțele persoane. Deci toate aceste aspecte urmează tot autoritatea să le explice, chiar dacă nu avem o claritate sau o opinie, să zicem, din partea Comisiei Juridice pentru a ne putea, cel puțin, să ne ghideze și a fi cât mai aproape de subiectul declarării. Importanța modificării cadrului legislativ a Autorității Naționale de Integritate nu a fost, cum am menționat și doamna Roș, că a fost o condiționalitate în 2016 cu anumite cerințe din partea Uniunii Europene și altor parteneri de dezvoltare pentru Republica Moldova. Noi, cei vizați la autoritate, am venit de a blama subiectul declarării, dar din contra, de a fi cât mai aproape de subiectul declarării, mai ales în procesul când aceștia nu își pot valorifica casele sau automobilele, pentru că trebuie să atragem atenție odată ce a modificat de legea cu privire la declararea averilor și interese personale și posibilitatea de evaluare, posibilitatea de a declara bunul la prețul de piață, asta nu înseamnă că nu am soluționat problema. Această problemă necesită ca statul să ia în calcul că atunci când
se vinde orice bun, indiferent că este un automobil, că este o casă, că este un simplu mobil, să zicem, statul trebuie să aibă o tranzacție corectă, încheiată între cumpărător și vânzător. Trebuie să fie interesul serviciului fiscal de stat pentru a impozita suma care se înscrie în acest contract. La fel, trebuie să facă o regulă vis-a-vis de contractele de vânzare și cumpărare a automobilelor, care se fac niște contracte fictive. Și acest lucru noi le-am depistat anume în procedurile de control pe care le-a efectuat inspectorul de integritate. Deci, regula nu o va face doar Autoritatea Națională de Integritate. Ceea ce am propus noi în 2019 și până în prezent, am propus ca să vin la procesul de lucru și de discuții și a interveni pe modificarea codului civil, codului fiscal, să fie antrenat serviciul fiscal, Ministerul Finanțelor și multe alte autorități, astfel încât subiectul declarării, persoana care vine în serviciu public sau este un demnitar, să fie bine informat, să ai documentele necesare pentru a ulterior să nu facă parte din diverse investigații jurnalistice sau dosare care ulterior va fi în defavoarea sa. Deci scopul Autorității Naționale de Integritate ca și misiune, deci este în primul rând să educăm funcționarii publice la modul de declarare a averilor și interese personale, la modul cum să-și soluționeze conflictele de interese și stările de incompatibilitate, iar atunci când aceste lecții nu sunt învățate sau nu le se iau în calcul, bineînțeles să vină acele proceduri de control pe care le desfășoară inspectorii de integritate. Eu consider că modificările date în timp vor apărea riscuri pe care le vom, bineînțeles, le vom informa și societatea și le vom prezenta în rapoartele noastre de activitate. Chiar veți observa că în următorul trimestru a anului curent, cu privire la activitatea Autorității Naționale de Integritate, veți observa deja o diferență în procesul de inițiere, refuzuri a dosarelor pe care le efectuează inspectorii de integritate și, bineînțeles, vom avea și acele proceduri în instanța de judecată, care la fel nu vom avea eficientiza cu adevărat procesul de lucru a autorității. Dar rămâne timpul să le așeze toate lucrurile pe loc. Ceea ce ne dorim să reușim este să avem la 1 ianuarie o blanchetă a declarațiilor de avere și interese personale disponibile tuturor subiectelor declarare, să avem un regulament care să le putem informa toți subiecții cu privire la procedura, cum și își vor depune declarațiile începând cu anul 2022 și ulterior deja vom veni cu analize și rezultatele dorite. Vă mulțumesc! Doamna Antă, aș vrea acum să ofer cuvântul colegilor din cadrul Procuraturii, Dumitru Badă, întrucât unul din subiectele abordate, studiul de caz, a fost și actele normative privitoare la activitatea Procuraturii. Deci, domnul Badă, aveți cuvântul. Mulțumesc! Bună ziua, stimați colegi! Sunt Dumitru Badă, actualmente șef secție în cadrul Procuratorului General. De asta aș vrea să mulțumesc Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției pentru inițiativa lansată de a pune accent pe problematica transparenței în procesul decizional. Țin să menționez că, de fapt, îngrijorările instituționale ale Procuraturii, în opinia mea, au fost afectate cu lux de amănunte de către doamna Roșca în constatările pe care le-a reflectat în raportul realizat și personal salut efortul îndreptat în această privință. Cu referire la transparența în procesul decizional. Deci, da, într-adevăr, avem articolul 21 care prevede etapele activității de legiferare, principiile activității de legiferare. Spre regret, ultimele proiecte de legi care au fost, sau de fapt sunt deja legi, dar intrate în vigoare, vorbim despre un fapt consumat până la urmă. Deci, Procuratura nu a fost implicat plenar în dezbaterele sau în consultările care urmau să aibă loc la etapele corespunzătoare. Ne includem și noi cu proiectul numărul 180-181 în acele 44%, da? Mai puțin de 7 zile, de fapt în 3 zile prima lectură și 14 zile într-a doua lectură, aprobarea proiectelor și la 20 zi, inclusiv promulgarea acestea.
Opiniile procuraturii, de fapt, au fost formulate. Evident, au fost formulate și remise autorităților responsabile de elaborarea actului normativ, proiectului de act normativ. Nu am văzut nici noi sinteza și analiza propunerilor și obiectelor. Da. Deci, în general, dacă au fost luate în considerație sau nu, sau care cauză că au fost respinse. Cunoașteți dumneavoastră că inclusiv au fost niște adresări la Curtea Constituțională pe segmentul dat. Există decizii de inadmisibilitate pe temei de procedură. Deci, până la urmă, nu am obținut un răspuns pe fondul problemelor reale e fapt. Pe chestiuni de procedură, deci întrebarea de interpretare a legii a rămas deschisă, să spunem așa. Cu siguranță, procuratura apreciază eforturile autorităților puterii legislative, executive, îndreptate spre reformarea, consolidarea instituțională a organelor puterii judecătorești a procuraturii. Doar că, evident, optăm și opinăm pentru un proces plenar în care sunt implicate atât autoritățile vizate de proiectele care urmează să fie adoptate și ulterior puse în aplicare, plus este extrem de important pentru a exclude opinia că ar exista un interes corporatist instituțional, este extrem de important de a oferi societății civile, organizațiilor non-guvernamentale posibilitatea de a discuta plenar într-un cadru deschis, da? Problemele ca ulterior să nu creăm niște mecanisme care să împovăreze procesul de reformare a organelor statului. Alte chestiuni ce ține de procesul de legiferare, mă refer inclusiv și la acte normative subordonate legilor. Există situații când sunt remise spre realizare anumite documente destul de complexe, dar cu termen extrem de restrâns, de exemplu, 2 zile, o zi, da? Deci avem și asemenea situații. Nu mă refer, deci, pe perioada anilor, analizând practica, deci, inclusiv există și asemenea cazuri când urmează să ne expunem în termeni extrem de restrânși. Ori pentru a formula o opinie instituțională, Procuratura Generală inclusiv solicită deci, avizul și opinia colegilor de la procuraturile specializate, procuraturile teritoriale, pentru a avea o viziune de ansamblu a întreg sistemului procuraturii, reieșind din problematica cu care se confruntă de zi cu zi colegii. De asta inițiativa și eforturile Centrului de Analiză Prevenirea Corupției este salutabilă. Urmează să regândim, să revizuim practicile aplicate, dar și totuși să punem accentul pe respectarea legii privind transparența în procesul decizional și a legii privind privire la actele normative. Pentru a exclude pe viitor și asemenea advertențe sau crearea unor percepții de desconsiderare a prevederilor legale sau a opiniilor instituțiilor vizate prin acte normative adoptate și care sunt intrate în vigoare. Vă mulțumesc și iarăși reiterăm că Procuratura este deschisă de fiecare dată pentru a participa la orice dezbatere publică, inclusiv acte normative pe care noi le elaborăm, noi le plasăm permanent pe site-ul Procuraturii la rubrica Transparența decizională. Actualmente avem în jur 24 de proiecte de acte normative care au fost trimise Ministerului Justiției în perioada ultimilor ani, pe care iarăși le puteți consulta, eventual ne puteți reflecta opiniile și divergente care ar exista. Mulțumesc doamnei Bostan, întregii echipe pentru efortul realizat. Mulțumim, Vadă, pentru intervenție. Și acum aș vrea să ofer cuvântul doamnei Veronica Roșca, vicepreședinte a Comisiei Juridice Numiri și Imunități din cadrul Parlamentului. Dar înainte de a oferi cuvântul, aș vrea să dau citire unei întrebări. Deci, întrebarea tocmai se referă la activitatea Parlamentului. Întrebarea conține și o trimitere la articolul 14 din lege, adoptarea deciziilor în regim de urgență. Eu am să dau citire la aliniatul 2, care spune un fel următor. Argumentarea necesității de a adopta decizia în regim de urgență, fără consultarea cetățenilor, asociațiilor, constituie în corespundere cu legea
altor părți interesate, constituite în corespunderea cu legea altor părți interesate, va fi adusă la cunoștința publicului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la adoptare, prin plasare pe pagina web a autorității publice, prin afișare la sediul acesteia, într-un spațiu accesibil publicului și sau prin difuzare în mass media centrală sau locală după caz. Care este practica aplicării articolului 14 din lege? Puteți să oferiți exemple ale unor asemenea argumentări privind necesitatea adoptării unor decizii în regim de urgență, exemple care țin de activitatea Parlamentului și nu se referă la situația COVID. Deci asta a fost o întrebare primită de la domnul Eugen Ripca. Și o întrebare pertinentă privitor la respectarea exigențelor legii privind transparența în procesul decizional. Și am onoarea să ofer cuvântul doamnei Veronica Roșca, dacă puteți să țineți cont și de această întrebare care a fost adresată. Bună ziua prin toată lumea. În primul rând vreau să mulțumesc pentru această oportunitate și respectiv pentru organizarea acestui eveniment cu genericul transparența în procesul decizional, care sunt așteptările și respectiv realitatea. Eu astăzi am ingrata poziție de a reprezenta Comisia Juridică Uniri și Imunități, adică de a vorbi în numele Parlamentului Republicii Moldova, care mai mult mi-a părut că este pe rolul unui sac de box, în care, din păcate, am auzit multă nemulțumire, să zic așa, cu termeni suficient de duri, pe alocuri chiar mi-am notat anumite momente, de aceea eu, din păcate, tot evenimentul de astăzi nu am pot asista, am rugat doamna președintă Olesa Stamati dacă reușește să se conecteze, nu știu dacă a reușit, dacă puteți să verificați. S-a reușit a conecta, doamna președintă? Da, eu sunt aici, nu știu dacă se aude. Da, Olesia, te salut. De aceea, ziceam, am ascultat cu mult interes toate alocațiunile pe care le-ați avut dumneavoastră și mi-am amintit poziția, ziceam, poziția ingrată în calitate de deputat, în care cetățenii în toată campania electorală îmi ziceau că nu au încredere în deputați, mai puțin de 4% din toți cetățenii au încredere în instituția legislativă, și astăzi cumva încă o dată mi-ați adus aminte acea poziție, ziceam eu, și un alt statut suficient de neplăcut este acela că de regulă cetățenii asociază Parlamentul cu o instituție totalmente coruptă, cu o instituție care încearcă prin toate actele și proiectele legislative doar să includă anumite privilegii pentru ei. De ce eu aș vrea să știți că în legislatura 11-a, cu siguranță, din toate 219 inițiative legislative, nu se regăsește absolut niciun amendament care să conțină vreo schemă sau vreun amendament care să avantajeze anumite persoane. Da, cunosc, în special în legislatura precedentă, a cărei deputat am fost, au fost anumite ședințe plenare care au fost acordate pentru a destabiliza, sau mai bine zis, utilizez un termen mai dur, pentru a mina securitatea juridică, securitatea socială, inclusiv securitatea economică a statului. De aceea, ca exemplu de malpraxis funcțional, pot să aduc ședința din 3 decembrie, 16 decembrie 2020, dacă nu greșesc, când au fost adoptate un șir de legi declarate neconstituționale. Doar în două ședințe a Parlamentului s-a reușit a se adopta mai mult de 5 legi declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Respectiv, aș vrea aici să aduc exemplu legii ce ține de ANI, adoptată pe data de 16 decembrie, legea ce ține de emisiunea obligațiilor de plată, la fel adoptată pe 16 decembrie și declarată neconstituțională.
Pe 3 decembrie s-a votat legi ține de, spre exemplu, limbile vorbite, s-a adoptat legi ține de codul serviciilor media audiovizuale și totodată, la fel pe data de 16 decembrie, s-a adoptat acel proiect de lege ce ține de serviciu public de pensii, care creează, iată și acum, anumite discuții și disfuncționalități în societate. Deci eu vreau să vă asigur că Parlamentul de Legislatura 11 deputații, inclusiv Comisia Juridică, Numiri și Imunități, este foarte conștientă de rolul maxim pe care trebuie să-l asume, inclusiv fracțiunea majoritară, să-și asume absolut toți funcționarii care stau la staja acordării sau asigurării securității juridice. Dacă este, doamna președintă, știu că astăzi sunt în discuție, în special concluziile Centrului de Analiză și Prevenirea Corupției, în special pe prostele proiecte, acum deja adoptate, 169, ce ține de anii și modalitatea de declarare a verilor și intereselor și respectiv 180-181 pe legea procuraturii. Doamna stimată are suficient timp să comenteze. Este? Doamna Stamati, vă ofer cuvânt și apoi eu am să revin, pentru că știu că dumneavoastră sunteți un pic mai prinsă. Da. Bună ziua tuturor. Olesia, nu te auzi bine? Nu se aude bine. Da, mulțumesc mult și îmi pare tare rău că nu reușesc decât pentru 10 sau 15 să fiu cu voi dintr-o ședință în alta efectiv. Într-adevăr, știm și suntem conștienți de faptul că pare rău, nu știu cum să fac, la mine parcă toate sunt setate. Mă auziți? Da, acum se aude. Se aude acum? Da, da, se aude. Au existat momente în care au dispărut, dar acum se aude. Eu nu vă pot auzi, din păcate, și nu-mi dau seama dacă se aude. Da. Ok. Deci noi înțelegem foarte bine necesitatea respectării tuturor reglementărilor, legislației în vigoare cu privire la asigurarea transparenței, publicității și consultării publice a proiectelor de legi care sunt elaborate sau sunt promovate de către Parlamentul Republicii Moldova. Și încercăm de fiecare dată să asigurăm minimul necesar. Într-adevăr, se întâmplă situații în care suntem grăbiți să adoptăm anumite legi și graba aceasta este justificată inclusiv de faptul că acei cetățeni pe care i-a menționat doamna Veronica Roșca în discursul dumneaei sunt în așteptarea unor schimbări în societate, în special în ceea ce ține de reforma justiției și lupta împotriva corupției. Schimbări pe care cetățenii noștri îi așteaptă de mulți ani de zi. Noastră, în acest sens, este motivele cetățenilor care așteaptă de la cei cărora le-au avocat, asigurăm balanța în a oferi primirea recomandării din partea societății civile, din partea instituției elaborate și promovate de Parlament. Da, proiectul legii cu privire la procuratură a fost unul dintre proiectele care a fost cumva promovat mai rapid decât alte proiecte, dar dacă ne uităm la proiectul de modificare a legislației cu privire la integritate, o să vedeți că, deși proiectul a fost înregistrat la 4 august 2021, el a fost adoptat în lectură finală la 8 octombrie 2021. Deci a fost
Au fost 2 luni între înregistrarea proiectului și adoptarea în lectura finală, iar în interiorul acestui termen au fost recepționate și avize și opinii atât din partea societății civile cât și din partea autorităților publice. Acestea au fost examinate. Am făcut și consultări publice în care am discutat cu toți cei care au avut timp și disponibilitate să participe la consultările publice și am colectat propunerile din partea celor care au participat și o parte din aceste propuneri s-au regăsit în proiectul final adoptat în lectura a doua. Acum pe masa deputaților este unul dintre proiectele promovate cumva de la nivelul Comisiei Juridice. Este vorba de legea amnistiei. Pe legea amnistiei luni avem consultări publice anunțate deja. Deci uneori consultările publice reușim să le facem înainte de promovarea în lectura întâi. Alte ori nu reușim să le facem înainte de promovarea lectura întâi și le facem între lectura întâi și lectura a doua. Dar atunci, dacă primim propuneri pertinente, propuneri care cumva merg în sau rezonează cu conceptul proiectului, ele sunt integrate ca și modificări la proiect în sensul unor amendamente propuse de cineva din colegii deputați sau propuneri acceptate în sinteza propunerilor deci de către Comisia Juridică între lectura întâi și lectura a doua. Deci, cred că minimumul posibil, dar de multe ori ne străduim să facem mai mult decât minimul posibil în ceea ce ține de transparență și în ceea ce ține de consultarea publică a proiectelor pe care le promovăm la nivelul Parlamentului. Cam asta ar fi din partea noastră. Dacă sunt întrebări, eu mai sunt cu voi încă 5 minute și după asta trebuie să mă conectez la altă ședință. Da, doamna Stamate, există o întrebare primită de la un participant la acest eveniment. Eu am enunțat această întrebare, dar o enunț încă o dată că argumentarea necesității de a adopta decizia în regim de urgență, fără consultarea cetățenilor, trebuie să fie adusă la cunoștința publicului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la adoptare. Deci ori de câte ori dumneavoastră adoptați un proiect de lege în regim de urgență, dumneavoastră trebuie să argumentați acest lucru. Și persoana respectivă, domnul Râbca, a întrebat: dacă puteți să oferiți exemple ale unor asemenea argumentări privind necesitatea adoptării unor decizii în regim de urgență, exemple care țin de activitatea Parlamentului și nu se referă la situația COVID. Din înțelegerea mea, necesitatea adoptării în regim de urgență. Deci dacă ați observat din practica parlamentară a legislaturii curente, nu au fost situații în care au fost adoptate proiecte în regim de urgență în prima și a doua lectură în aceeași ședință, decât proiecte ce țin de ratificarea unor acorduri internaționale unde reprezentanții opoziției au menționat, deci au fost întrebați direct în plenul Parlamentului dacă sunt de acord să susțină proiectul și nu vor avea amendamente pentru lectura a doua. Și atunci s-a luat decizia de a vota deci proiectul în aceeași ședință, în ambele lecturi. În rest, întotdeauna între proiecte există un minim de 2 săptămâni, deci de la prima lectură până la a doua lectură, acel minim de 10 zile, în termen în care oricine este binevenit sau este invitat să vină cu propuneri, sugestii pentru îmbunătățirea proiectului și fiecare dintre acestea este examinat de către comisie. Respectiv, nu știu dacă a fost cazul, ceea ce se referă domnul Râbca, nu știu dacă a fost cazul să vină Parlamentul cu justificarea necesității de adoptare în regim de urgență, deoarece nu prea au fost proiecte care ar fi fost adoptate în regim de urgență. Doamna Stamate, dacă vreți să vă ajut... Creangă. Da, vă rog. Noi am avut un caz cu legea bugetului, care guvernul a venit cu o solicitare către Parlament, prin care ne-a rugat să examinăm legea bugetului într-a doua lectură un pic mai rapid decât acele 10 zile care sunt rezervate pentru deputați în lectura a doua de regulament stabilită. Și la solicitarea biroului permanent, Parlamentul a acceptat și noi am examinat câteva zile mai înainte decât acele 10 zile pentru a compensa acele datorii cu cheltuielile la gaze.
Deci asta a fost o situație de urgență prin care se explică o astfel de intervenție. În rest, parcă nu au fost astfel de solicitări. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc, domnul Creangă. Într-adevăr, asta a fost recentă, săptămâna trecută. Eu presupun că în situația dată a existat și un a existat și o argumentare, dar din datele statistice prezentate de domnul Pârvan, majoritatea proiectelor de legi constituie inițiative a deputaților și chiar și în aceste condiții, peste 44% au fost adoptate într-un termen de până la 7 zile. Iată, în cazul acestor proiecte de legi, a existat vreo argumentare? Având în vedere urgența cu care a fost adoptată, urgență care de fapt presupune că prevederile legii privind transparența decizională nu au fost respectate. Dar nu putem să spunem că nu au fost respectate prevederile legii cu privire la transparența decizională. A fost primată respectarea. Poftim? A fost primată. Cum puteți afirma că a fost mimată respectarea din momentul în care proiectul este publicat pe pagina Parlamentului? El este deci supus consultărilor publice, el se adoptă în prima lectură, iar între prima și a doua lectură sunt cel puțin 10 zile. Deci nu putem, da, putem să vorbim despre o adoptare ceva mai rapidă, dar nu este vorba despre mimarea unei transparențe și unei consultări publice a proiectului și cu atât mai mult despre adoptarea în regim de urgență. Eu aduc aminte că 44% din actele legislative de pe rolul Parlamentului au fost adoptate într-un termen de până la 7 zile. Ori legea privind transparența în procesul decizional stabilește un termen minim de 10 zile. Deci asta e problema, că chiar dacă a fost... Aveți în vedere 7 zile din momentul înregistrării proiectului. Aveți în vedere 7 zile din momentul înregistrării proiectului. Dar nu considerați și termenul între prima și a doua lectură, care este de fiecare dată minim de 10 zile. Termen de 7 zile în prima lectură. Așa, deci din momentul înregistrării până aprobarea în prima lectură, dar mai sunt încă cel puțin 10 zile între prima și a doua lectură. În tot cazul, problema privind respectarea acestor termene prevăzute de lege privind transparența procesul decizional, ea persistă. Doamna Bostan, dacă îmi permiteți un mic comentariu aici și după asta chiar trebuie să mă deconectez. Deci, întrebarea cu termenul ăsta înainte de prima lectură are și un aspect foarte practic. Deoarece în momentul în care proiectul este înregistrat, atunci când vin propuneri din partea societății civile, din partea altor autorități, nu mai poți face modificări pe proiect. Da? Deci poți face modificări pe proiect sub forma unor amendamente între prima și a doua lectură. Și atunci toate propunerile care sunt recepționate în termenul ăsta care spuneți dumneavoastră de până la prima lectură, ele oricum sunt analizate și considerate între prima și a doua lectură. Deci, respectiv, din punct de vedere practic, termenul dintre înregistrarea proiectului și prima lectură nu este deci, cumva atât de greu, da? Deci nu are atâtea greutate ca și termenul dintre cele două lecturi, atunci când se vede deja care a fost varianta proiectului, care a fost adoptat în prima lectură și toate propunerile care au venit pot fi acceptate sau pot fi analizate prin prisma unor modificări la proiectul dintre prima și a doua lectură. Doar asta a fost comentariul pe care am vrut să fac și din păcate chiar trebuie să mă deconectez acum. Eu vă mulțumesc frumos pentru acest eveniment și vă doresc succes mare în activitate. Mulțumim pentru această precizare, doamna Stamate. Noi bineînțeles că o vom lua în considerație, inclusiv atunci când vom monitoriza punerea în aplicare efectivă a legii privind transparența în procesul decizional. Doamna Bostan, dacă îmi permiteți. Da, doamna Rușca. Pentru mine a fost important, sau pentru noi a fost important intervenția doamnei Stamate. Vreau să vă anunț că eu am să încerc să rămân. Și dacă sunt întrebări, am văzut acolo din partea domnului Pârvan, dacă nu greșesc, și eu aș răspunde cu mult interes. Dacă sunt întrebări, ține de
momentul de transparență în procesul decizional față de Comisia Juridică. Fiindcă am văzut o mână ridicată, să fim corecți. Eu voi încerca să rămân până la final. Stimați colegi, cine are întrebări la... pentru colegii noștri din Parlament, vă rog să interveniți acum. Viorel, da? Am avut doar o remarcă, o precizare. Doamna vicepreședinte, noi nu avem nicio intenție să fie un sac de box, cum ați exprimat, noi doar vrem să împreună să avem aceste legi mai bune, mai calitative și chiar aș vrea să vă îndemn să profitați și de recomandările care le putem oferi și autoritățile și experții societatea civilă. Dar am avut o precizare ce ține de nemijlocit proiectul 169, deoarece, iarăși dacă ne întoarcem la el, avem cadrul legal, avem legea 100 din 2017 privind actele normative, care ne spune expres că un proiect, în cazul în care după consultări, după avizare, sunt introduse concepte noi sau se modifică textul în procent de 30%, el trebuie spus suplimentar consultărilor publice. Ceea ce nu s-a întâmplat și de faptul asta și-a reprezentat cumva acea remarcă din partea noastră de ce nu s-a mers încă o dată pe acele consultări, pe proiectul deja modificat esențial și de a fi supus dezbaterilor suplimentare cu toți cei interesați. Acesta a fost remarca care am putut să vă citesc. Elena? Eu mulțumesc mult. Aș vrea să ofer cuvântul doamnei Mariana Calugin. Dânsa a ridicat mâna de mai mult timp. Bună ziua! Mă auziți, nu? În primul rând, felicit colegii pentru studiul pe care l-ați făcut. El cu adevărat cred că niște statistici care, în esență, nu diferă foarte mult de cele ce vedeam în legislaturile anterioare, fiți de acord, Calina, pentru că avem experiențe, cred că de vreo 10 ani, da, de monitorizare a procesului de legislaturi. 10 ani, 16. Exact. Și dumneavoastră știți ce înseamnă atunci când prevalează deputații între autorii inițiativelor legislative. Știți ce înseamnă? De obicei, acest lucru se întâmplă într-un legislativ care, de fapt, încearcă să eludeze condițiile și exigențele transparenței decizionale. De ce? Pentru că tocmai prin deputați este mult mai ușor și mult mai repede poți să treci un proiect de lege. În acest caz, nu-ți trebuie un proces amplu de avizare din partea tuturor autorităților interesate, ci în exclusivitate este suficient avizul guvernului, iar din experiențele mai noi, vedem că, practic, pe seama celor studii de caz pe care le-ați adus acum ca exemple, toate, din câte mi-aduc aminte eu, toate aceste proiecte au fost adoptate în prima lectură în lipsa avizului guvernului, în lipsa expertizei anticorupție, în lipsa avizului direcției juridice a Secretariatului Parlamentului. De fapt, pe rol și au fost adoptate proiectele în lipsa vreunui dosar complet, așa cum se cere de prevederile regulamentului Parlamentului. Dacă e vorba de 70 de proiecte din cele 106 de proiecte, vă imaginați cam care a fost interesul și graba cu care acestea s-au operat. Evident că ne se va spune despre cetățeni, ne se va spune despre cetățeni care așteaptă reforme, doar că eu cred că cetățeanul chiar a putut să aștepte încă vreo 14 zile între înregistrare și prima lectură, de exemplu, a proiectelor ce ține de ANI, a proiectului ce ține de ANI, mai ales că, sincer vorbind, prin acest proiect
nu a obținut nimic. Pentru că chiar dacă acum poate fi contestat și procesul verbal privind inițierea controlului, nu este cetățeanul cel care va putea să facă acest lucru. Asta e doar un simplu caz. Deci, cei ce cu siguranță ar trebui să ne alarmeze, că s-a justificat această gravă prin cetățeni, prin voința cetățenilor, prin anumite angajamente care existau, inclusiv în partea ce ține de memorandum de înțelegere cu Uniunea Europeană. Însă, dacă e să ne uităm la textul memorandumului, acesta, în partea ce ține de ANI, ținea doar de 3 idei de bază și eventual s-ar fi putut să se facă un proiect doar axându-se pe aceste idei, deși, dacă mi-aduc aminte exact, era vorba de eficientizarea ANI prin extinderea controlului asupra persoanelor afiliate, prin posibilitatea de a indica valoarea de piață a bunului și prin oferirea dreptului inspectorului de a solicita valoarea de piață a bunului. Deci, evident că, ca și dumneavoastră, CEATC, noi tot am avut obiecții tocmai la aceste prevederi și memorandumul, apropo, avea prevederi care acorda posibilitatea Republicii Moldova să renegocieze anumite condiții, mai ales acest lucru era de prin justificat pentru că era vorba de un schimb de guvern și după mine asta ar fi fost ok. Cel mai greu e însă că tocmai la lucrurile care sunt importante și sunt presante în ceea ce privește în domeniul anticorupție, nu s-a atras deloc atenție. Tocmai în aceste zile are loc o reuniune a grupului de state contra corupție, unde va fi examinat și raportul intermediar al Republicii Moldova și unde, apropo, avem 4 condiții și 4 recomandări neimplementate. 2 dintre acestea țin tocmai de deputați. Deputații continuă să nu aibă un cod de etică și conduită. În ceea ce privește ridicarea imunității deputaților, rămâne încă una confuză și este percepută ca o armă pentru a se răzbuna pe oponenți. Iar în ceea ce privește procuratura, pentru că un alt proiect de lege ținea de procuratură, tocmai ținea de altceva asupra cărora deputații nu au atras atenție, ca inspecția procurorilor să fie subordonată Consiliului Superior al Procurorilor și nu Procurorului General și ca să fie eficientizate procedurile de atragere la răspundere disciplinară. Deci chiar este foarte interesant dacă nu cumva urmarea raportului care va fi audiat în săptămâna aceasta, Republica Moldova nu va intra într-o procedură de neconformitate în fața grupului de state contra corupție. Cine se face vinovați? De data aceasta, doamna Antoci, avem niște responsabili foarte clar care și-au asumat acest lucru. Deci e vorba de majoritatea parlamentară, e vorba de Partidul Acțiune de Solidaritate. Iată de ce, stimați cetățeni, inclusiv subiecti ai declarării, care până la 31 martie veți trebui să depuneți declarații în alte condiții decât ați făcut-o până acum și nu veți fi în imposibilitatea reală de a o face, să știți că responsabilitatea și-a asumat Partidul Acțiune și Solidaritate. Deci asta e în linii foarte generale, doar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că, într-adevăr, în regim de urgență, sunt justificate doar acele proiecte care sunt determinate de niște cazuri de situație excepțională. Și niciunul din proiectele despre care am discutat astăzi, deci acest lucru nu s-a întâmplat. Și încă ceva, pentru că noi am avut, într-adevăr, am avut practici de mobilizare a procesului de legiferare, interesele pot fi
foarte diferite. Pot fi interese foarte înguste, private, însă pot fi și interese de grup, interese de partid, interese de a subordona autorități. Pentru că eu nu-mi imaginez în ce măsură un cetățean câștigă de la excluderea probei de concurs în numirea directorului Centrului Național Anticorupție. Vă mulțumesc foarte mult! Ana, mulțumesc foarte mult pentru toate precizările pe care le-ai făcut. Doamna Roșca s-a referit la intențiile deputaților atunci când promovează proiectele de legi. Acum, dacă mi-aduc aminte ședințele Parlamentului din trecut la care a făcut referință doamna Roșca, mi-aduc aminte deputații atunci în plen vorbeau tocmai despre interesul public, atunci când promovau acele legi pe care astăzi actualii deputați le critică. Deputații întotdeauna, politicienii întotdeauna, chiar și când fac cele mai mari găinării din lume, întotdeauna s-au prevalat de interesul public. Asta pot să vă spun pe parcursul la peste 15 ani. Noi am urmărit procesul de adoptare a legilor în Parlament. Mereu deputații au vorbit despre interesul public. Deci noi am urmărit inclusiv și notele de fundamentare la proiectele de legi. Cu toate acestea, în spatele acestui interes public declarat, au fost furate miliarde și făcute lucruri foarte, foarte urâte. Iar unicul mijloc pentru a nu admite astfel de încălcări este să respectăm legislația și noi, bineînțeles că noi ca reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și ca cetățeni acestei țări, noi vom cere de fiecare dată ca să fie pusă efectiv în aplicare legislația în vigoare și vom vedea asupra respectării transparenței în procesul decizional. Înainte de a oferi cuvântul colegilor mei, eventual pentru a trasa niște concluzii, aș vrea să ofer cuvântul doamnei Veronica Roșca, dacă are ceva să spună privitor la ceea ce a afirmat doamna Calugin. Nu, eu ascult și notez, dar nu am de gând sau nu intenționez să vin cu anumite scuze sau justificări. Asumarea politică e o asumare foarte dificilă, chiar atunci când se spune că pas și-a asumat, noi suntem foarte conștienți și de riscurile și de costurile politice și inclusiv de expunerea politică. E foarte dificil să fii în Republica Moldova, așa pe scurt numit PEP sau persoană expusă politic. E o calitate deosebită și respectiv, ziceam, în 30 de ani în Republica Moldova s-a încercat a se transforma puterea politică în putere financiară și lucrul ăsta cumva a denigrat sau a dus instituția parlamentară la cel mai jos nivel de încredere din partea cetățenilor. Și acum este foarte, foarte dificil să reclădești acest mecanism de încredere sau este nevoie de cultura transparenței, trebuie să devină atât de firească sau trebuie să devină un element fundamental absolut în toate acțiunile și activitățile. Și eu m-aș bucura să vă zic că în această legislatură a 11-a, inclusiv procedura de vot, sau mai bine zis, de numărare a votului s-a schimbat, în legislatura precedentă nu odată a fost situația când am insistat a se renumăra, fiindcă se număra exact atât cât trebuia pentru lectura a doua. Acum, prin procedura tehnică, să zic așa, sau prin excluderea factorului uman la numărarea
voturilor acordate, s-a făcut un pas imens, chiar dacă era absolut tot în Parlament instalat de ani buni, să zic așa. Deci aia ziceam și inițial că postura mea este suficient de ingrată, dar vreau să știți că pentru noi pe bune contează opiniile, inclusiv a societății civile, și îmi doresc o societate civilă vibrantă, o societate civilă puternică, pentru că principalul partener a unei fracțiuni de guvernare sunt cetățenii, iar societatea civilă și ceilalți sunt implicați în procesul ăsta, în primul rând, de a face un proces decizional mult mai transparent și mult mai aproape pentru cetățean. Deci nu vreau să luați în nume de rău că toate remarcile și toate criticile aduse astăzi cumva pe noi ne supără, din contra, ele trebuie să ne ajute să transformăm instituția parlamentară într-o instituție credibilă, veritabilă și totodată care să asigure securitatea juridică. Asta am spune, nu altceva. Mulțumim mult, doamna Roșca, pentru această precizare, care după mine este de natură să alimenteze un optimism pentru noi. Da, într-adevăr, trebuie să remarc ca element pozitiv votul electronic în actuala legislatură. Este un element extrem de pozitiv. Și acum aș vrea să ofer cuvântul domnului Eugen Rîb, ca dânsul are mâna ridicată de mai mult timp. Eugen, aveți cuvântul? Bună ziua, sper că se aude bine. Am intervenit cu această întrebare în contextul legii privind transparența în procesul decizional. Este o lege care trebuie respectată de Parlament, care constituie un pilon al experienței, un exemplu pentru celelalte autorități. Într-adevăr, această lege, în articolul 14, pe care l-am citat în chat, prevede posibilitatea adoptării unor decizii, a unor legi în regim de urgență. Mă interesau, de fapt, exemple ale unor asemenea practici. Un exemplu a fost oferit de domnul Creangă. Cred în continuare că aceste excepții își au locul în practică. Aceste excepții trebuie promovate atunci când este cazul, dar trebuie să creăm și buni practici în ceea ce privește argumentarea, aplicarea acestui articol 14. Ne trebuie exemple ale unor argumentări a excepțiilor stabilite expres de legea privind transparența în procesul decizional și cred că aici Parlamentului îi revine un rol important în raport cu celelalte autorități. Mersi! Am văzut că a ridicat mâna doamna Natalia Roșca. Natalia, aveți cuvântul? Galina, să punctez câteva lucruri și cred că asta o să fie ultima intervenție a mea. Referitor la transparența în procesul decizional, la articolul 114 despre care s-a vorbit acum, pornim de la faptul că legea 100 cu privire la actele normative reglementează un anumit proces de legiferare și prevede anumite etape și anumite consecutivitate acestor etape, respectiv consultările publice care se fac astăzi la Parlament după adoptarea primei lecturi, un pic nu se încadrează în legea 100. Ori rămâne norma aceea care spunea că după prima lectură modificările trebuie să fie neconceptuale și să nu schimbe esența și logica proiectului în cauză. Probabil, din ceea ce am urmărit de-a lungul timpului, am observat că există tendința de a interpreta că legea 100 este doar pentru actele și procesele de legiferare, de reglementare, pentru autorități și pentru guvern, eventual pentru proiectele care vin de la guvern, mai puțin pentru procedura legislativă a inițiativelor deputaților. Probabil este cazul de intervenit undeva și de menționat sau de reglementat, de specificat sau de completat cu proceduri care să fie foarte clare și pentru deputați că trebuie să, când se fac consultările publice, câte consultări publice trebuie să se facă,
unde se reflectă toate aceste opinii care vin în cadrul, în cadrul consultărilor publice sau ulterior? Pentru că din experiența mea la minister era, de fapt, aproape de sancțiuni disciplinare sau cel puțin era o blamare din partea Cancelarei de Stat dacă tabelul de sinteză nu era publicat pe pagina ministerului. Asta era foarte grav și ar trebuia să fie foarte clar cei care au dat opiniile să vadă foarte clar au fost acceptate, nu au fost acceptate, de ce nu au fost acceptate. Ceea ce noi astăzi nu avem în... Noi avem și se publică de multe ori, dar se publică tabelele de sinteză pe care le fac, le fac comisiile de profil când vine vorba despre amendamentele deputaților. Și mai puțin celelalte avizi, care avize opinii care se prezintă la o inițiativă sau, sau alta. Articolul 14, când vorbește despre procedură de urgență, el nu spune că se are în vedere doar adoptarea în aceeași ședință plenară, în prima și în a doua lectură. El spune despre încălcarea prevederilor prezente legii. Prezenta legii vorbește despre toate etapele care le menționa doamna Bostan la început acestei prezentări, acestui eveniment. Și atunci când noi avem adoptarea a unui proiect de lege în prima lectură, după 3 zile după ce el a fost adoptat, cum spunea doamna Calugin, fără avizul guvernului, fără raportul de expertiză anticorupție, probabil nu este cea mai bună practică care există. Doamna Roșca spunea despre ședința la care s-au adoptat proiectele la sfârșitul lui 2020, proiecte problematice, mare parte dintre ele adoptate în declarate ulterior neconstituțional, integral sau parțial. Practica asta, din păcate, a existat. Pentru nimeni nu este o noutate cum s-au votat proiectele în alte legislaturi, 2, 3, 4, în urmă. Noi ținem minte, poate cineva nu ține minte, eu țin minte, de exemplu, ultima ședință a Parlamentului în sesiunile de iarnă și sesiunile de vară. 31 iulie și 29 decembrie, de obicei se votează la greu până la 12 noaptea, ca la conveier. Și asta este, și asta a existat o practică, faptul că noi astăzi spunem asta încă o dată, sau aceasta apare ca o critică la această legislatură, nu trebuie să supere, trebuie să se înțeleagă că noi avem pretenții și noi avem dreptul să avem pretenții atunci când am susținut niște lucruri sau când am susținut niște, să nu spun slogane, niște programe care vorbesc despre respectarea legii și despre stat de drept. Ori noi nu o să avem niciodată un stat de drept cât noi o să începem să ignorăm legea cu privire la transparență decizională sau legea cu privire la actele normative. Astea sunt norme, sunt acte normative de bază, fundament, ca principiile. Atunci când nu există o normă concretă, noi în drept aplicăm principii de drept. Exact la fel și aceste două acte pentru procesul de transparență decizională. Ori noi, de exemplu, avem... Că eu tot am vorbit despre legea cu privire la procuratură, știți, domnul Badă, să nu fie cu supărare, dar când astăzi procuratura spune și te susține, cumva apare etichetă pe tine și nu prea vrei să te susțină procuratura. Indiferent ce spui până la urmă. Dar adevărul este că și când am examinat proiectele în cauză, nu le-am gândit ca pe scheme, le-am gândit ca pe... Din perspectiva reglementării. Oricând noi vorbim, de exemplu, despre comisii ad hoc constituite din 5 membri, dar care poate să fie funcțională din 3 membri, având doar 3 membri, nu știu despre ce securitate a raporturilor juridice vorbim, despre care standarde de reglementare vorbim. Și noi, și iarăși intențiile când s-au reglementat, cum s-au reglementat, au fost unele de a, ghilimele, de a ține în frâu, de a evita corporativismul în procuratură, procurorii, chiar și cu aceste reglementări care au fost astăzi duse, dacă ar fi străduitori și disciplinați, ar putea să oricum să-și promoveze corporativismul și până la urmă. Procurorii, după ce a fost adoptată noua lege cu privire la procuratură, n-au înțeles care este forța lor ca entități în organul procuraturii.
și că nu trebuie, și care este independența procurorului și care sunt oportunitățile care le oferă normele în cauză. Probabil noi trebuie să mai treacă niște timp până o să iasă din procurori subordonarea la nivel de gândire și la nivel de mentalitate. Pentru că ea, din păcate, există. Și, dar probabil, ceea ce eu vreau să revin, pentru a asigura transparența în procesul decizional, eu cred că noi astăzi avem o mare problemă la asigurarea acestei transparențe și la asigurarea etapelor procesului legislativ, anume în Parlament. Și nu mă refer la procedurile de înregistrare și adoptare în prima și a doua lectură, dar mă refer la nume la respectarea etapei de consultări publice, definitivarea proiectului și de conformare eventual și de publicare până la urmă a opiniilor care vin. Cam asta. Mersi. Natalia, mulțumesc mult pentru aceste precizări. Eu am omis cumva să ofer cuvântul și domnului Ion Munteanu de la Procuratura Anticorupție. Domnul Munteanu, dacă sunteți cu noi. Nu, se pare că dânsul nu este. Viorel Prăvan. Belina, nici domnul Ion Creangă, nu știu dacă reușit să se expună. Eu pot să fac anumite... Eu mă gândeam să merg conform agendei, după care okay. Să ofer cuvânt liber tuturor de completare eventual. Atunci doar o remarcă ca și concluzii din partea mea. Suntem la finalul agendei. Transparența, după mine, este o chestie nu ușoară. Ea necesită efort. În primul rând, trebuie să existe intenție de a fi transparent și după asta trebuie să fie depus un anumit efort. Uneori, anume din această cauză, și se renunță la acea transparență, deoarece sunt anumite proceduri, unele sunt mai birocratice, mai de lungă durată, dar scopul acestor proceduri este altul, este de a asigura că, în final, toate părțile au fost implicate, toate părțile au fost auzite, s-au expus, au discutat toate posibile riscuri, le-au eliminat împreună și într-un final au un act normativ bun, calitativ, care poate fi aplicat. Și doar atunci când autoritățile, în cazul de față Parlamentul, va înțelege că transparența este în ajutorul lor, că transparența, fiind transparent, vor ridica și nivelul de încredere și vor reduce și în acele dubii, da, sau întrebări care le pot avea publicul și reprezentanța societății civile. De aceea noi vă îndemnăm să fiți transparenți, să respectați acele cerințe legale și să vedem împreună cum acest lucru va duce la îmbunătățirea cadrului normativ și a culturii și a statului de drept. Vă mulțumesc! Eu mulțumesc foarte mult! Acum am onoarea să ofer cuvântul colegii mele, Lilia Ioniță. Lilia, conectează-mă, te aud. Da, eu am conectat microfonul, sper că mă aud. Bună ziua tuturor! Am ceva cu setările Zoom-ului, că îmi pare că aș fi prea colorată. Ok. Eu voi încerca să sumarizez cam ceea ce au spus majoritatea participanților la acest eveniment. Evident că subiectul transparenței decizionale oricum e un subiect de interes major pentru întreaga societate civilă, care a intervenit și cu anumite declarații și apeluri publice începând cu luna august, atunci când au început primele ședințe ale Parlamentului, și atunci am încurajat parlamentarii ca într-adevăr să tragă atenția și să respecte, deci, toate condițiile care sunt legate de transparență decizională.
Pentru că, în fond, transparența decizională este acea punte de încredere dintre decidenți și părțile interesate. Orice deviere în construcția și menținerea acestui pot de încredere, de fapt, îl erodează. Și s-ar putea ca la o anumită etapă acest pod, într-adevăr, să cadă de încredere. Ce e la ce am asistat noi? Colegii mei au prezentat, de fapt, două spețe care arată cum nu trebuie să fie făcute lucrurile în cadrul rigorilor de transparență decizională, pentru că atât în cazul modificărilor la legea privire la procuratură, cât și în cazul legii privitor la organizarea, funcționarea Autorității Naționale de Integritate, precum și a mecanismului de averi, declarării averilor și intereselor, au existat anumite derapaje și eu înțeleg că reprezentanții Parlamentului ne zic că oricum aparent s-au respectat aceste riguri. În opinia mea personală, cel puțin, totuși eu cred că noi am asistat la un simulacru. Și atunci când ni se spune că opiniile care au fost prezentate până la lectura întâi se examinează între lectura întâi și doi, așa cum zicea Galina, noi avem o experiență foarte bună pe partea ce ține de monitorizarea proceselor decizionale și ceea ce a demonstrat experiența noastră este că lucrurile cele mai stranii se întâmplă între lectura întâi și lectura doi. Noi, dacă avem exemplu legii cu privire la declararea averilor și intereselor, sigur că noi ne-am pronunțat, am făcut aceste recomandări pe versiunea proiectului, ca după asta să asistăm, de fapt, la o versiune a proiectului legii care era complet diferită decât cea care a fost oferită în faza inițială. Și atunci, care e sensul? Deci, pentru ce am făcut noi această opinie, dacă până la urmă, între lectura 1 și lectura 2, el a suportat niște metamorfoze dramatice, acest proiect de lege, au apărut în general norme noi care nu au niciun mecanism de aplicare și, iarăși, nu avem nicio explicație, noi înțelegem iarăși că cineva așteaptă, cetățeanul așteaptă ca să fie făcută regulă în acest domeniu, dar eu cred că regulile nu pot fi făcute prin încălcarea altor reguli. De aceea, transparența decizională care trebuie să fie respectată de către Parlament este importantă, inclusiv din perspectiva mesajelor pe care le transmite. Atunci când Parlamentul nu respectă aceste rigori proprii care și le-a impus prin normele legii, el iarăși dă semnal în societate că se poate. Deci se poate de omis anumite etape ale procesului decizional și noi nu vorbim că e vorba că Parlamentul, în cazul în care Parlamentul încalcă aceste norme, eu vă asigur că și alte autorități care sunt factori decizionali în terenul Republicii Moldova exact vor aplica aceeași procedură. Consultările publice sunt importante inclusiv din perspectiva captării unor idei și eu vă asigur că uneori cele mai bune sau cele mai inedite soluții pot fi captate anume de la oponenții acestor reforme, pentru că poți să îndrepți lucrurile încă din faza când proiectul de lege este în dezbateri publice și atunci trebuie să fie ascultați cu atenție toți participanții în cadrul acestor consultări publice, pentru că știm foarte bine că nimeni nu este deținătorul adevărului absolut. Adevărul oricum sau măcar principiile generale, ele pot fi stabilite în cadrul unor discuții largi. Și încă o chestie, atunci când s-au admis anumite derogări de la aceste principii și reguli de transparență decizională, noi am fi vrut ca să ne fie comunicat de ce s-a procedat la această urgentare. Noi nici de aceasta nu am avut parte și nu am avut nicio explicație plauzibilă. Evident că noi putem să deducem deja prin analiza mai multor evenimente conexe cam care ar fi fost motivele, de exemplu, în cazul legii Autorității Naționale de Integritate. Dar ar fi fost frumos, ar fi fost elegant dacă justificarea respectivă venea totuși din partea factorilor decizionari.
Astea am vrut eu să le menționez urmarea discuțiilor de astăzi, dar mai sunt și alți participanți care au a spune. Iulia, mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Aș vrea să ofer cuvântul domnului Ion Creangă, șeful Direcției Juridice a Parlamentului. Mulțumesc, Galina. Eu aș începe cu faptul că instituția transparenței pe parcursul anilor o evaluat destul de bine. A fost instituționalizată, a fost reglementată, a fost consolidată. Astăzi avem posibilitatea încă o dată să evaluăm această instituție și să vedem care sunt roadele ei. Deci, vreau să vă spun la început că transparența este o condiție de legalitate, de constituționalitate și de calitate. Deci, sunt trei elemente cheie în instituția transparenței. Or, legea nu se face pentru deputați, ea se face pentru cetățeni. Și opinia lor este crucială atunci când vorbim despre un act normativ. Noi avem diferite situații în societate. Avem situații pandemice, avem situații de urgență, avem alte circunstanțe, alte împrejurări care ne determină să activăm prompt pentru un termen destul de restrâns. Și aici găsim un răspuns în legea transparenței, unde spune că poate fi restrâns până la un anumit termen cu informarea și mai departe. În Parlament este dedicat un articol special. Când putem proceda la procedura de urgență? Deci dacă apelăm la articolul 44 din regulamentul Parlamentului, atunci observăm că pentru a, să spunem, declanșa procedura de urgență, avem nevoie de solicitarea primului ministru. Avem nevoie ca în ședința plenară prim-ministru să vie să justifice de ce proiectul cu tare sau cu tare este nevoie în procedură de urgență. Și atunci, pe bună dreptate, societatea civilă spune că un șir de inițiativa deputaților care au fost de fapt examinat într-o procedură cu scurtarea tuturor termenilor la fiecare etapă procedurală. Deci, ar fi o problemă. Probabil aveți dreptate când vorbiți de lucrurile astea, fiindcă toți cei chemați să contribui cu opinii, poate să întârzi la un moment. Și dacă sugestiile, propunerile pot fi valoroase. Și aici există o problemă, fiindcă după ce a intrat în procedura legislativă un proiect de lege, el este imediat publicat pe pagina web, fiecare are acces la această informație, aici probleme nu există. Problema există atunci când vorbim de preluarea contribuției societății civile, persoanelor interesate, care vin și propun Parlamentul la un proiect de lege o modificare sau altă. Noi avem și concepția pentru cooperarea cu societatea civilă, aprobat prin hotărâre de Parlament, care stabilește modalitatea și procedură. Dar avem și hotărârea Curții Constituționale, care spune că orice modificare a proiectului se face prin amendamente date de deputați. Acum mă întreb, dacă deputații nu vor să preia propunerile societății civile, cine le promovează mai departe? Nimeni. Da, facem un tabel de concordanță, enumerăm toate propunerile societății civile și doar atât, pentru că nimeni nu le-a semnat ca un amendament. Una din cele mai mari probleme care există în cadrul procesului nostru legislativ este lucrul cu amendamentele și transparența asupra amendamentelor. Pentru că, de fapt, în afară de comisia sesizată în fond, nu mai lucrează nimeni cu amendament. Și de aceea, fie influențat de
interes politic, fie de interes subiectiv sau de altul, poate să nimerească în lege, în textul final al legii, unele amendamente care nimeni nu le-a văzut. Și așa cum spuneați dumneavoastră, că căutați în legea Coaniului, au apărut niște instituții, elemente noi, care gener, nici nu știm unii, de unde au apărut ele. Anume, aceasta este un rezultat a procedurii în lectura a doua. Poate avem, spunem, restanță la aspectul reglementării legislative pe segmentele date, care urmează să le evaluăm împreună cu dumneavoastră cum ar fi mai bine să asigurăm această calitate. Fiindcă dacă nu respectăm această procedură, această calitate, avem iarăși, practic, jurisprudența Curții Constituționale, unii ne-au taxat și ne-au declarat neconstituționale un șir de legi, prin care nu s-au respectat anumite proceduri pe platforma Parlamentului. De aceea noi strict respectăm între prima și a doua lectură, că avem jurisprudența, unde spune că trebuie să oferim suficient termen prevăzut de lege pentru opoziția parlamentară să înainteze amendamentele respective. Dar nu vorbim despre societatea civilă pentru lectura a doua și mai departe, fiindcă toate drepturile societății civile și altor persoane interesate sunt rezervate până la prima lectură, 30 de zile. Așa? Noi dacă am luat și am face calculele cam în cât termen trebuie să examinăm un proiect de lege de la intrare până la adoptare, atunci așa, să ajungem la concluzia că asta ar trebui să fie numai de vreme de undeva două luni jumate, trei luni. Examinarea unui proiect de lege. Și atunci când noi îl examinăm în 10, 20, 30 de zile, totuși eu spunem urgentare într-o oarecare măsură a tuturor proiectelor. Eu înțeleg urgentările, pot fi determinate și de interese politice, de interese electorale, de alte presiuni care se fac asupra deputaților și în cazul nostru avem și un guvern investit proaspăt, care încă nu dovedit să intre în toate procesele. Și avem un parlament deja funcțional care a preluat un șir de inițiative legislative a guvernului, care în mod normal ar fi fost binevenit să treacă prin platforma guvernului și după aceea în parlament. Și de aici mai este o slăbiciune a procedurii noastre, care se numește inițiativa legislativă a deputatului. Fiindcă la inițiativa legislativă a deputatului, deci nu se trec toate elementele. Doamna Calogin undeva a accentuat lucrul ăsta, fiindcă deputatul când vine transmite automat, centralizat, transmite proiectul spre avizare la CNA și la guvern. Și la guvern trebuie să includă. Avizul guvernului trebuie să includă opiniile tuturor instituțiilor care sunt implicate în proces, așa, impactul de reglementare trebuie să fie arătat și analiza compatibilității cu legislația UE. Deci toate într-un aviz. Și atunci când legea oferă 30 de zile pentru acest lucru, nu știu dacă se reușește. Și consecința este că se lovește în calitate. Deci toate lucrurile astea se întâmplă în procesele care sunt descrise astăzi în lege. Și ele sunt, spunem așa, legale pe care sunt utilizate. Fie cu bună credință, fie că nu totdeauna cu bună credință lucrurile astea se folosesc. Dar noi împreună cu dumneavoastră, împreună cu deputații, trebuie să ne consolidăm eforturile, să dăm apreciere care sunt pozitive, care sunt negative, de care trebuie să ne dezicem, unde trebuie să consolidăm și ce trebuie să facem ca lucrurile să fie pe potrivă realizată într-un standard, într-o calitate mai bună pentru toți. Că atunci când se duce la practică legea pentru implementare, să nu ne ciocnim cu diferite probleme prin care chinuim toți oamenii implicați în aceste proceduri să aplici legea și să nu știi cum să o aplici. Deci, în linii mari, asta am fi vrut să accentuez pentru discursul meu și pentru tema care ați abordat-o dumneavoastră. Este o temă interesantă, este o temă care în continuu consolidare și evoluție, care împreună trebuie să o asigurăm, să o consolidăm și să o realizăm respectând. Mulțumesc mult!
Domnul Dragă, vă mulțumesc mult pentru toate precizările pe care le-ați făcut și pentru descrierea particularităților procesului de circulație a documentelor în cadrul Parlamentului. Noi deja ne-am apropiat de finalul sesiunii noastre. Eu aș vrea să mulțumesc, să duc sincer mulțumiri tuturor reprezentanților autorităților publice care s-au implicat în cadrul acestei discuții. Scopul nostru a fost unul nobil de a pune efectiv în aplicare prevederile legii privind transparența decizională. Ne-am bazat pe anumite studii de caz care au privit în special două instituții importante și de interes actual în cadrul societății noastre, este vorba de ANI și de instituția procuraturii. Cred că concluzia de bază a acestei mese rotunde a discuțiilor noastre se rezumă la câteva elemente. În primul rând, este foarte important ca legile care deja sunt în vigoare să fie respectate. Cât privește procesul legislativ, este vorba, în primul rând, de legea privind actele normative și de legea privind transparența în procesul decizional. Prin respectarea consultărilor publice veritabile și prin asigurarea, respectării tuturor termenelor stabilite în legea privind transparența în procesul decizional. Eu mulțumesc tuturor pentru participarea activă la această masă rotundă. Vă doresc sănătate și succese în activitatea profesională și să avem autorități cât mai transparente în procesul decizional, căci în acest fel va crește responsabilitatea, performanța și încrederea cetățeanului în sectorul public. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez o zi cât mai frumoasă!